Mulțumim Domnului pentru încă o zi de viață, o zi de adunare. Astăzi vom studia din Sfintele Scripturi, din tematica împreună pentru Ierusalim în lecția a șaptea, despre Ierusalim și templu în perioada apostolilor. În lecția trecută am vorbit despre Domnul Iisus Hristos și lucrarea sa prin care s-a schimbat funcția locașul lui Dumnezeu, în sensul că a expirat mandatul fizic terestru al templului, deci ne aflăm într-o nouă dispensație de ordin spiritual, deși fizic templul și Ierusalimul totodată au supraviețuit până în anul 70, avem de-a face cu o altă ipostază a relației poporului Dumnezeu cu capitala Israelului și cu locașul sfânt de până atunci. Avem împărțită lecția în trei părți. Mai întâi vom privi sub aspectul istoricii generale, apoi în partea a doua vom observa istoria biblică, relația apostolilor, a ucenicilor cu templu și în partea a treia câteva principii, probleme în noua dispensație. Lucrările de îmbunătățire și de extindere a templului au continuat și în perioada apostolilor, finalizându-se în anul 64. Câțiva ani mai târziu, anul 70, totul a fost distrus. În perioada aceea au murit în Ierusalim peste 1.100.000 de evrei. Cea mai mare parte dintre ei a murit datorită luptelor din interior și a foametei. Și cei mai puțini uciși de soldații romani în luptă. În perioada războiului iudeo-roman, anii 66-73, a pus mâna pe conducerea Ierusalimului și a templului zeloții și alte fracțiuni rebele care au tratat fără milă poporul, care era asediat din afară, dar ce era mai crud, era prigonit din interior. Asediul s-a finalizat în anul 70 prin cucerire, rând pe rând a căzut tot câte un zid. Ultima fortăreață, Masada, a rezistat până în anul 73. Alți, aproximativ un sfert de milion de evrei, au murit în jurul Ierusalimului și alții, aproape 100.000, au fost vânduți ca slavi pe piețele din Egipt și o parte din ei duși la Roma pentru a fi omorâți cu ocazia festivităților de victorie a lui Titus. Vespasian, tatăl său, cel care a ajuns cezar, a început asediul Ierusalimului, dar fiul său, Titus, l-a finalizat. Să citim din Evanghelie ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos și s-a împlinit întru totul, când acest minunat templu, așa cum părea în ochii lor, a fost distrus complet. Soldații romani, în pofida dorinței lui Titus de a-l păstra intact, au împlinit cuvintele Domnului, citesc din Matei 24, versetele 1 și 2. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. S-a împlinit mesajul cu amănunte. Aici Domnul a vorbit despre templu, dar iată ce citim din Luca 19 despre Ierusalim. Pentru că au fost distruse și zidurile Ierusalimului, Titus n-a păstrat decât parte din aceste edificii drept amintire a tot ceea ce fusese Ierusalimul și templul până atunci. Luca 19, versetele 43 și 44. Vor veni zile peste tine
când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge în toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Evreilor nu le-a venit să creadă una ca asta, deși istoria era dovadă că Ierusalimul și templul au mai fost distruși odată de către babilonieni. Acum au suferit aceeași pedeapsă a stărilor de păcat. Știți că atunci când l-au răstignit pe Domnul, mai exact când l-au judecat, spuneau sângele lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri. Și exact în acele generații s-au petrecut aceste grozăvii. Dar să ne amintim cuvintele Domnului Hristos, care tot în vremea aceea, discutând cu ucenicii, le-a dat un sfat referitor la vremea distrugerii Ierusalimului și a templului. A fost o pauză în acest război. În anul 68, generalul Cestius Galus s-a retras într-un mod neînțeles pentru o vreme, cantonându-și trupele într-o altă parte și întrerupând asediul Ierusalimului. Atunci s-au împlinit cuvintele Domnului pentru cei ce le-au ascultat. Citesc din Matei 24. A fost singura în perioada în care locuitorii Ierusalimului au putut să plece din el. Domnul punea problema într-un mod foarte imperativ. Citesc la versetul 15. De aceea, când vedeau rușinea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, vă spuneam că pe templu puseseră mâna niște oameni care n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu, niște oameni cruzi care au ucis mai mulți evrei decât romani. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei nu se pogoară să-și ia lucrurile din casă, cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Aici nu știu dacă s-a întâmplat așa sau nu, dar iată că putea să fie o anumită modificare. După cum știți că și Lot a cerut Domnului să îl accepte să nu meargă până în vârful muntelui și s-a îngăduit să locuiască în Țoar. Evreii care au ascultat s-au retras în zona munților, în mod deosebit la Pela, acel oraș în stâncă, teritoriul care era guvernat de Irod Agripa, care era în bune relații cu Roma și care nu a fost atacat. Toți evreii care au plecat în anul 68 în zona aceea au scăpat. A fost singura șansă. Cuvintele rostite aici, cine e pe acoperiș să nu se pogoare să ia lucrurile din casă, sunt un limbaj viu, specific, literaturii evreiești orientale, care arăta cât de imperativă, cât de urgentă este problema, cât de serios se pune această plecare. Să citim și din Luca 21, unde Domnul a vorbit din nou despre ceea ce avea să fie, de la versetul 20. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, și asta n-a mai fost de când Domnul a prorocit până în anii războiului, ce a început în anul 66. Să știți că atunci pustirea lui este aproape. Au mai durat 2 ani. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți. Iată că Domnul le-a și spus unde să se retragă. Cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Că zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate. Pentru că va fi o strâmtoare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Și tot aici s-a profețit despre ceea ce avea să urmeze. Pentru că evreii au fost distruși în mare parte, cei ce au rămas au încercat să se reconstituie într-un oraș, într-o țară cu guvernare proprie, dar mai târziu, în anul 135, Ierusalimul a fost arat efectiv,
Împăratul Adrian a ridicat un templu în zona templului Domnului, iar chiar în locul unde era Sfânta Sfintilor, a așezat statuia împăratului. Și s-a împlinit și versetul 24. Vor cădea sub ascuțișul săbii, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Nimeni nu poate să facă excepție din la împlinirea prorociilor Domnului. Când Domnul a spus că va fi distrus Ierusalimul și templul, așa s-a întâmplat. A încercat unii să își permită să gândească sau chiar să acționeze și să forțeze lucrurile. Nu au putut să facă nimic până la vremea rostită de Domnul. De exemplu, în anul 40, perioada despre care vorbim, cezarul Caligula, un epileptic, a încercat să profaneze templul, dar a murit înainte ca să poată acționa și trupele lui să intervină în forță. Pentru că era o vreme hotărâtă când să fie profanat și templu și distrus. S-a întâmplat în secolul IV că Iulian Apostatul a vrut să reconstruiască templul lui Irod și a forțat nota. Însă a murit și ultimele lui cuvinte se spune că au fost mai învins galileene. Pentru că nimeni nu poate să se opună a ceea ce Dumnezeu hotărăște. El este stăpân, slăvit să-i fie numele. În fața mâniei lui nimeni n-are niciun cuvânt. Așadar, în sinteză spus, la vremea când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și vremea pentru ca evreii să locuiască în țara lor și să se poată mântui a expirat, Dumnezeu a distrus orașul și templul. Dar credincioșii au scăpat dacă au ascultat de Domnul. Să privim de aici și să ne gândim la vremea noastră. De exemplu, este libertate, construim pe locașuri de închinare, care de care mai frumos, ne putem mândri și noi, să spunem, în sensul bun, ca și alții că avem temple, dar oare ce se va alege de ele? Era încă vremea comunistă când un frate proroc a făcut referire la cartea Eclesiastul, capitolul 8. Și zice așa, va veni vremea când se vor construi catedrale. Părea de necrezut pe vremea comunistă asta. Și n-au trecut decât câțiva ani. Dar apoi se va împlini ce scrie în Eclesiastul 8:10. Am văzut pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt. Evreii au fost nevoiți, mă refer la cei credincioși, să plece pentru totdeauna din Ierusalim și din templu, pentru că urmau să fie distruse. Dumnezeu le abandonase. Să știți că multe clădiri vor fi abandonate. Și celor credincioși, ca și evreilor, altădată le se va spune să plece din ele. Este fapt cunoscut, de exemplu, în Anglia, în Irlanda, o zonă preponderent protestantă. Au fost vremuri când s-au construit edificii binecuvântate și s-au mântuit oameni, dar apoi stricăciunea a pătruns, apostazia și-a făcut cursul și puținii credincioși care au mai rămas să slujească Domnului, fie au plecat, fie oricum unele din aceste biserici au ajuns închise, altele sunt remodelate și se construiesc chiar locuri de închinare pentru alte religii. Iată cum istoria se repetă. De aceea să ne bucurăm și noi, de exemplu, de clădirea aceasta și să slujim Domnului cu toată inima, dar să știm că Dumnezeu nu ține la nimic și la nimeni dacă nu este cineva credincios.
Dumnezeu și-a părăsit locuința, a dat-o în mâinile neamurilor, dar pe cei credincioși i-a avut în vedere. De aceea să rămânem și noi în voia Domnului. Amin. Într-o a doua parte să privim la relația apostolilor, a ucenicilor cu Ierusalimul și templul. Apostolii, ucenicii, frecventau locurile aferente templului, spuneam, erau acele curți, pridvoare, sinagoga, pentru că acolo se adunau evreii, în mod deosebit la sărbători. Dar ucenicii mergeau acolo nu pentru că îl mai considerau locul prezenței lui Dumnezeu, pentru că ei se adunau și în alte părți. Vom citi câteva referințe din Cartea Faptele Apostolilor pentru a observa că ei frecventau fie templu, fie alte case, ca cea lui Ioan Marcu. Ei erau conștienți că Dumnezeu nu mai locuia în temple făcute de mâini. El n-a locuit niciodată, dar așa cum spunea Solomon, accepta să-i se ardă tămâie, să-i fie aduse jertfe în acele localuri. Cartea Fapte, capitolul 2, versetul 5. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Deci era cel mai propice loc pentru predicare. Versetul 46, același capitol. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Au fost vremurile de libertate de la început. Și acolo aveau spațiu amenajat unde să se închine și să propovăduiască. Capitolul 3, versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, la ceasul al nouălea. Capitolul 4, de la versetul 23. Iată că aici îi întâlnim în altă parte, nu la templu. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le se spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit aceste lucruri, s-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, și urmează rugăciunea lor. Versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. 5:21. După ce au fost eliberați în mod miraculos din închisoare, când au auzit aceste lucruri, au intrat dizi dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preoți și cei erau cu ei au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea firului lui Israel și au trimis la templu să aducă pe apostoli. Dar nu erau acolo, fiindcă intraseră deja în slujbă, începuse orarul de adunare. Și versetul 42, și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Peste câțiva ani, citim tot în Cartea Faptele Apostolilor, capitolele 18 cu 21 mai întâi, că cei credincioși încă foloseau aceste locuri. 18:21, spunea Pavel, trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac la Ierusalim. 20:16, evidențiază aceeași dorință a apostolului și apoi în 22:17 este surprins într-un alt moment anterior la templu. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească. De altfel, să ne gândim că Pavel, peste tot pe unde mergea, folosea sinagogile. Ce am putea să învățăm de aici? Putem să mergem într-un locaș de închinare, cum ar fi o biserică a unei alte confesiuni. Putem să o folosim dacă există ocazia să vorbim oamenilor. După cum putem să folosim și localurile publice. Apostolul Pavel a fost dus în Areopag. Se poate face o evanghelizare undeva într-o sală de cinematograf. Sau într-un cămin cultural, sau undeva la școală, într-o sală.
Apostolii au folosit în primul rând locașurile cu scop religios, tocmai pentru a se ocupa de oamenii care aveau o anumită sensibilitate, pentru că la sinagogi, de exemplu, mergeau evreii cu o anumită înclinație religioasă sau prozeliții, deci cei dintre neamuri care și ei se temeau de Dumnezeu. Acolo este locul cel mai propice pentru a vorbi oamenilor. Dar trebuie să ne fie clar, atât nouă, cât și în propovăduire, în a-l explica altora, că Dumnezeu nu are nimic de a face cu vreun local, cu vreun templu și cu atât mai puțin cu vreo biserică, mă refer la clădire. De altfel, expresia biserică își are originea etimologic vorbind din ceea ce se referă la clădire. Expresia corectă este adunare. Pentru că noi suntem adevăratul templu, noi care ne adunăm. Dar termenii au suportat diverse mutații în semantica lor. Să citim, dacă toți suntem în Cartea Faptele Apostolilor, la ceea ce credeau ucenicii. Mai întâi capitolul 20 și... Nu, capitolul 17, Apostolul Pavel vorbește la Atena, asta spunând pentru celelalte neamuri. 17:24, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Iar Ștefan a vorbit pentru evrei, capitolul 7, de la versetul 48, ceea ce i-a întărâtat peste măsură, dar ce prea nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul, că doar El este creatorul întregului univers și nu l-am putea limita pe Dumnezeu la un spațiu fizic. Tot din Fapte vă citesc din capitolul 19 pentru a observa relația apostolilor cu templu, cu sinagogile, cu un locaș de închinare. 19:8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Deci a folosit localul de închinare al evreilor. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Deci, într-o clădire care nu era afectată cu specific religios. Dar unde sunt 2 sau 3 în numele Domnului, adunați, El este prezent, slăvit să fie Domnul. Adesea, în Noul Testament, în epistole, se face referire la bisericile din casele oamenilor. Dacă nu aveau un locaș destinat pentru aceasta, dar fără vreo funcție sacerdotală în mod intrinsec pentru clădire, ei se adunau unde puteau. În Fapte 16 întâlnim un caz când Pavel și ceilalți s-au adunat în aer liber. Știți, credincioșii noștri au fost vremuri când s-au adunat prin păduri, unde au avut posibilitatea. Dacă la început ei s-au manifestat liber la templu și acolo foarte mulți oameni s-au întors la Domnul cu miile, cum știți, au început restricțiile. Am zis deja din capitolul 4 că au fost arestați. În capitolul 5, de asemenea, este scris că au avut probleme când a trebuit îngerul să intervină și să îi elibereze din închisoare. Dar apoi citim în capitolul 8, versetul 1, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. De aici a început, de fapt, lucrarea așa cum Domnul a rânduit-o, Ierusalim, provinciile evreilor și apoi până la marginile pământului. Conducătorii religioși evrei erau foarte frământați, scrie la un moment dat, citesc din capitolul 4, versetul 16, ce vom face oamenilor acestora?
căci este știut de toți locuitorii Salimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm, să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Deci, de la început, biserica și-a desfășurat lucrarea pe fondul amenințărilor și chiar a persecuțiilor până la moarte. Dar ce a spus Domnul, eu voi zidi biserica mea, s-a adeverit și aici și Domnul își face lucrarea, slăvit să fie în veci. Pentru evrei credincioși, Ierusalimul a fost locul de unde a pornit lucrarea. La Ierusalim au primit Duhul Sfânt. Cred că, potrivit cu ceea ce scrie în Fapte, capitolul 2, în odaia de sus. Pentru că scrie în 2:1, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, care să fie locul din moment ce în capitolul 1, scrie în versetul 13, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Apoi, de la Ierusalim, lucrarea s-a extins. Pentru că așa li s-a spus, scrie în 1:4, să nu se depărteze de Ierusalim, să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Acum există o campanie de evangelizare inițiată de frații din China, sub titlul Înapoi la Ierusalim. Adică de la Ierusalim, Evanghelia a mers până la marginile pământului, dar acum între Ierusalim și marginile pământului sunt tare multe zone neevangelizate. Acum ori de la Ierusalim spre margini, ori de la margini spre Ierusalim, ideea este de a vesti Evanghelia și flacăra care a aprins-o Domnul în Ierusalim atunci prin prezența Duhului Sfânt și a limbilor de foc, să-și facă lucrarea până la sfârșit. Doamne, ajută! Scrie aici în versetul 8, sunt cuvintele Domnului, îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Scrie tot în Fapte, în capitolul 6, versetul 7, să ne gândim ce amploare a luat lucrarea acolo, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Deci Domnul a mai păstrat câțiva ani de pace, chiar dacă au fost anumite restricții, persecuții, să mântuiască tot ce era de mântuit din Israel. Apoi, cum vă spuneam, i-a scos afară și cetatea și locul la care ei țineau ca fiind sacru, dar pe care Domnul îl părăsise, l-a distrus. Pe toată perioada aceasta rezultă din Noul Testament că au fost credincioși în Ierusalim. Unii s-au împrăștiat, s-au dus să misioneze, dar și acolo au rămas. De exemplu, scrie în Romani, capitolul 15, versetul 19, așa că de la Ierusalim, centru mișcării, și țările de prin prejur până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos, spunea Pavel, întoarcem pagina, versetul 26, că și din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii între sfinții care sunt în Ierusalim. Și 31, vorbește totodată despre problemele care erau acolo și pe care apostolul le-a întâmpinat, știți că a fost arestat și trimis sub escortă la Roma, ca să fie izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Era una din ultimele slujbe ce se mai făceau pentru Ierusalim. Credincioșii și-au dăruit averea în cea mai mare parte pentru lucrarea Domnului, pentru că oricum avea să fie distrus totul și în urmă au plecat și ei. Iată așadar, am putea spune că Ierusalimul a slujit pentru apostol ca și bază de întărire și pentru ceilalți evrei, perioada aceea a fost pentru mântuire. Nu mai exista viitor pentru Ierusalim. Și aici găsim o aplicație potrivită pentru vremea sfârșitului. Nu are viitor lumea aceasta. Tot ce putem să facem mai bine este să ne mântuim sufletele și să lucrăm și pentru mântuirea celorlalți. Că vine vremea când va trebui să ieșim și noi, sub o formă sau altă. Și pământul acesta cu tot ce este pe el, va arde. Necaz vine, spune Scriptura Roman 2, peste iudeu și apoi peste grec, peste toate neamurile.
Să privim acum într-o a treia parte la câteva principii, probleme ale noului legământ cu referire la Ierusalim și la templu. Problema care a generat mari dispute a fost dată de faptul că prin lucrarea Domnului, pe care apostolii au înțeles-o, s-a schimbat preoția și legea, ceea ce a dus la schimbarea întregului sistem cultic de la templu. Să citim din Evrei câteva versete pentru a observa ceea ce evreilor le-a fost foarte greu să conceapă. Mai întâi, capitolul 7, citim de la versetul 11. Dacă dar de săvârșire ar fost cu putință prin preoția leviților, adică prin templu și slujbele aferente, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Dar asta nu puteau concepe evreii. Observați și în vremea noastră că sunt delegați oamenii de tradiție? Să nu-și părăsească biserica, să nu-și lase obiceiurile. Fie că sunt de factură religioasă, fie că au alte aspecte culturale, oamenii sunt tare înțepeniți în dogmele lor. Tot din Evrei citim din capitolul 8, versetele 1 și 2, punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al mării în ceruri, ca slujitor al locașului preasfânt și a adevăratului cort. Deci templul nu mai era adevăratul cort, fusese. Dar chiar și atunci când fusese, fusese o imagine a adevăratului templu din cer. Acum venise vremea realității, se terminase cu umbrele. Acest adevărat cort, scrie aici în versetul 2 în continuare, a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Adică Dumnezeu și-a făcut casă lui, nu noi am făcut lui. Și lor le era greu să se raporteze la adevărata casă a lui Dumnezeu. Scrie tot aici, citim din capitolul 10, de la versetul 14, despre această schimbare, căci printr-o singură jertfă l-a făcut desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile. Zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Locul cel mai special era chivotul. În chivot știți ce erau? Tablele legii. Acestea se transferau în minte prin Duhul, se făcea ispășirea, versetul 17, nu voi aduce aminte de păcatele lor și de fără de legile lor, versetul 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, ceea ce nu-și puteau imagina ei, numai marele preot are voie să intre acolo. De aceea nu îi lăsau și nici pe evrei, nici pe femei, fiecare cu curtea lor, cu restricții. Pe când în Noul Testament scrie foarte clar, nu mai e nicio deosebire, iudeu, grec, barbac, femeie. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Să ținem fără șovâri la mărturisirea nădejdii noastre că-și credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Știți că atunci când Pavel s-a urcat la Ierusalim, ceilalți l-au sfătuit să recurgă la un ritual de spălare, de curățire? Nu mai avea niciun sens. Dar ei nu se puteau desprinde de ele, nici chiar cei credincioși. Cum dați-mi voie să vă spun că mai avem și noi situații în care au venit unii de la ortodoxi cu unii obiceiuri cu tot. Și numai nu se pot desprinde de ele. Le vine foarte greu. Știți că eu am avut discuții cu dumneavoastră, de exemplu, legate de sărbători. Una e a ține o zi pentru Domnul și alta e a ține întreg ritualul. Dar odată oamenii obișnuiți, vă rog să vă gândiți la evrei, ce greu le-a fost să se schimbe, să gândească totul în plan spiritual. Oamenii
când au credință puțină, sunt legați de ceea ce văd. Atunci când noi ne raportăm la domeniul spiritual, totul devine o realitate percepută doar la nivelul Duhului. Însă, aceasta, repet, este în general greu pentru oameni. Scrie în Fapte 21 despre evreii credincioși. De aceea nici eu nu contest credința vreunuia din cei care încă mai sunt legați de știu eu ce alte obiceiuri. Scrie aici de la versetul 20, când l-au auzit pe Pavel, care a spus cum lucrarea s-a extins în toate regiunile Imperiului, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi au zis: vezi, frate, câte mii de idei au crezut. Și, aici e anexa, problemă, și toți sunt plini de râfnă pentru lege. Dar ne aflăm la un moment ulterior hotărârii Conciliului din Fapte 15, care le-a spus că nu-i nevoie să mai se taie împrejur și să păzească legea lui Moise, pentru că întreg sistemul cultic a expirat, s-a schimbat preoția, s-a schimbat legea. Și scrie în continuare și citesc versetul 21: dar ei au zis despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur, să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Că nu era totul în lege, multe erau obiceiuri, extra. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Și îi dă un exemplu. Ce trebuie să facă? Finalul versetului 24. Și astfel își vor da seama că tu umbli tocmai după rânduială și că păzești legea. Cu privire la neamuri care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite, idol, de sânge, de obitoace zugrumate și de curvie. Cu alte cuvinte, și noi credem așa, cum predici tu, că doar avuseseră loc întâlniri la Ierusalim între apostoli. Dar erau foarte zeloși pentru lege, pentru templu. Dar la Conciliul de Ierusalim s-a eliminat din doctrină îndatorirea cerută de acești iudei zeloși pentru lege și pentru cultul de la templu. Fapt ce nici n-ar mai fi fost posibil după anul 70. Iată că Dumnezeu a fost interesat să termine cu templu, pentru că nu se puteau desprinde de el nici cei credincioși, decât foarte greu. Citesc din Fapte 15, în urma unor discuții și cei mai important a călăuzirii Duhului Sfânt, s-a pus punctul pe ei. Scrie aici în versetul 5, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat, s-au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și presbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Și în urma consfătuirii lor, scrie în versetul 28, la care i-au ajuns, versetul 28, căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Și lucrurile la care aveau restricție, cele jertfite idolilor, sânge, dobitoace zugrumate, curvie, sunt menționate aici. În rest, li se dădea libertate să creadă liber în Domnul Hristos și în noul sistem care ne relaționează cu locașul din cer, unde marele nostru preot slujește zi de zi. Așadar, noi avem templu, dar nu este la Ierusalim, nu este nici la Roma, este acolo unde este Domnul Hristos. Iar extensia binecuvântată a templului este oriunde se adună cei credincioși. În nouă ordine de lucrare, ce înseamnă împreună pentru Ierusalim? O pasiune pentru poporul lui Dumnezeu Israel și totodată pentru celelalte națiuni ce formează acum poporul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Romani: eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Dar în același timp spunea, citim din Romani, capitolul 9, că n-a uitat de evrei, chiar dacă el era apostolul neamurilor.
Versetul 2, am o mare întristare și o durere necurmată în inimă, căci aproape că doresc să fiu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești, sunt izraeliți și enumeră harurile lor în fierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele și tot ce urmează de la patriarhi. Dar, spune tot el în capitolul 10, versetul 1, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este ca să fie mântuiți. Asta trebuie să dorim și noi, amin? Ne mai rugăm din când în când pentru evrei? E o vreme în care Dumnezeu îi va cerceta. Împreună pentru Ierusalim înseamnă acum să ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască evreii. Le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. O au și acum, unii. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Aici, în continuare, este scris despre posibilitatea, despre dreptul de a ajunge la mântuire și apoi, în finalul capitolului, scrie și despre celelalte neamuri. Acum Ierusalimul are o arie mult mai vastă. Versetul 18. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a sunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-au știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărăta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Deci, dat fiind împotrivirea evreilor, împreună pentru Ierusalim înseamnă împreună la Ierusalim să fie aduse toate neamurile. Așa a fost profețit, dar ei n-au înțeles. Iată ce vă citesc din Isaia 66. Versetele 19 la 21. Hai și 18, că e foarte binevenit. Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile. Ele vor veni și vor vedea slava mea. Ori n-au înțeles evreii asta. Au înțeles ucenici. De aceea au plecat în misiune. Dar cam greu au înțeles. Și voi pune un semn între ele și voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel. În ostroavele depărtate care n-au auzit vorbindu-se niciodată de mine și n-au văzut slava mea, ei vor vesti slava mea printre neamuri. Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor ca dar Domnului pe cai, în cară și pe tărci, pe catâr și pe dromadere, la muntele meu cel sfânt la Ierusalim, zice Domnul, cum își aduc copiii lui Israel darul de mâncare într-un vas curat la casa Domnului și voi lua dintre ei pe unii preoți și leviți, zice Domnul. Făgăduințe pentru toți din celelalte neamuri să fie preoți și leviți. Și Noul Testament zice Apostolul Petru în întâia sa epistolă, capitolul 2, despre dimensiunea aceasta extinsă a Israelului. 1 Petru 2, de la versetul 5, iată cum putem să contribuim la noul templu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă. Petru a înțeles profeția din Isaia. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Avem și noi drept la Ierusalim de acum. N-am avut, dar acum avem. Spunea Apostolul Pavel, citesc din Efeseni capitolul 2, unii și acum tot vor să separe evreii de neamuri. Ori să-i ducă numai pe evrei în cer să facă din ei mireasă, într-un fel sau altul să se abată de la acest adevăr care ne reunește pe toți în binecuvântatul Ierusalim și marele popor Israelului Dumnezeu. Ascultați Efeseni 2, de la versetul 11. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți neteați împrejur de către aceia care se cheamă teați împrejur, și n-aveam atunci niciun drept, scrie în versetul următor, eram fără Hristos
fără drept de cetățenie, străini de legămintele, făgăduinții, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care adunarea ați depărtat, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Versetul 18, căci prin el și unii și alții, ce înseamnă asta? Evreii și neamurile. Avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Deci noi avem toți drept de Ierusalim. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Asta au priceput greu evreii. Cum? Nu mai este templul acesta? Nu, noi suntem templu, spunea Domnul. Eu zidesc biserică. Și apostolii au continuat. Spunea Pavel 1 Corinteni, capitolul 3, Hristos este temelia și eu zidesc deasupra și alții după mine. Nu mai să clădim după rânduială. Scrie tot aici în ideea aceasta în capitolul 3, versetul 6, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup. Deci nu sunt evrei separați sub nicio formă, că are Dumnezeu un plan cu ei la urmă să-i mântuiască, sigur că are. Dar ei vor fi mântuiți prin ar fi încorporați în trupul bisericii, cum au fost încorporați și primii evrei credincioși, apostolii, că de la ei a pornit lucrarea. Și toți avem parte la aceeași făgăduință în Hristos prin Evanghelie. Ultima etapă a lucrării Domnului cu Ierusalimul, cu Israelul, se va derula la sfârșitul istoriei omenirii, acum este deja cadru creat prin înființarea statului Israel. Dar în lecția următoare vom studia perspectiva profetică asupra Ierusalimului și a templului. Așadar, ca și concluzie a acestui al treilea capitol, vreau să înțelegem că evreilor, în general, le-a fost greu să se desprindă de vechiul sistem, să poată înțelege și să se raporteze prin Duhul la noul mare preot și la cele din cer. Au trecut la credință, dar încă rămăseseră legați de templu, până când, în anul 70, n-au mai putut fi legați de el, ba chiar i-a scos Domnul înainte cu 2 ani pe cei care au ascultat. Așadar, în încheiere putem spune că în perioada apostolilor și prin misiunea lor, se transferă planul lui Dumnezeu în dimensiunea spirituală a Ierusalimului și a templului. Ierusalimul devenind capitala întregului popor al lui Dumnezeu. Așa a fost profețit, așa a fost planul lui Dumnezeu. Dar evreii n-au înțeles. Să citim din Isaia 2, pentru a vedea că Dumnezeu nu-și modifică proiectele. Sunt bune de la început, numai că noi le pricepem greu. Vă voi arăta din Isaia, el este numit evanghelistul Vechiului Testament, că Dumnezeu a avut în plan dintotdeauna să mântuiască nu numai evreii, că nu doar ei sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca Ierusalimul să fie centrul nu doar a unei țări, a lumii întregi. Și toți oamenii să intre în relație cu el, să el să devină Dumnezeul nostru al tuturor. Isaia 2, versetul 2. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Muntele în profeție se referă la o împărăție. Se va înălța deasupra dealului și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Știți că în Daniel 2 s-a spus clar că muntele e împărăția. Poporile se vor duce o grămadă la el și vor ce veni să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Acolo a fost dat Duhul Sfânt și de acolo a pornit lucrarea. Întâi s-au mântuit locuitorul Ierusalimului, apoi ceilalți până la marginile pământului. Tot aici scrie că se va schimba întreg sistemul. Nu-i mai vorba de războaie și că totul primește o dimensiune spirituală, versetul 5, veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului, adică să îi pricepem planurile lui pentru viitor.
Tot din Isaia citesc din 42. Cu referire la Domnul Iisus Hristos, alesul. Iată ce plan a avut Dumnezeu cu el. Versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire, te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Și tot în Isaia scrie în 49 că e prea puțin să mântui numai un popor, să mântui toată lumea. Mulțumim Domnului că ne-a cuprins și pe noi. În lecțiile următoare, lecția 8-a, aminteam deja, vom vorbi despre perspectiva profetică, adică ce mare Dumnezeu de a face cu Ierusalimul din Țara Sfântă, cum o numim. În lecția 9 ne vom opri să studiem cele scrise despre Ierusalimul de sus, cel care e mama noastră, acolo unde e Domnul în templul său cel sfânt, iar în lecția 10 vom avea câteva aplicații și concluzii, ceea ce ne privește pe noi în planul lui Dumnezeu, o dimensiune reflectată în poporul sfânt, o îndatorire sacră de a fi împreună pentru Ierusalim. Doamne, ajută-ne! Amin!